Am lansat sub egida Foreign Policy Center, un think tank din Parlamentul Britanic, alături de Andra Lucia Martinescu, un doctorand de la Universitatea Cambridge, un nou raport care este partea unei inițiative de pionierat, înțelegerea și cartografierea diasporei românești, dar mai ales a mediului asociativ din Marea Britanie, a felului în care aceste asociații contribuie, interacționează și uneori provoacă atât autoritățile din statul de origine, cât și autoritățile din statul, iată, gazdă. Noul raport se bazează pe constatările anterioare ale Foreign Policy Center, dar își propune să îmbunătățească înțelegerea publicului cu privire la problemele cu care se confruntă diaspora românească și să încurajeze o cooperare mai eficientă și mai susținută între asociații, maximizând strategic impactul și relevanța proiectelor acestora, promovând în același timp, evident, bunele practici. Este un angajament pe care ni l-am asumat acest studiu al diasporei și pe care îl considerăm de necesitate maximă pentru a încuraja politici și strategii informate. Aceste analize sunt absolut necesare în contextul actual de incertitudine. Ne gândim la Brexit, ne gândim iarăși la COVID-19, care, iată, are un impact deosebit de mare asupra noastră. Și dorim să aducem în atenție că problemele care se confruntă comunitățile de români, nu numai în Marea Britanie, dar și în alte state de reședință, arată că reprezentarea lor este ineficientă. Dorim astfel să creăm o punte între comunitate și instituții din țările de reședință, dar și din România, pentru a încuraja colaborarea la nivelul mediului asociativ și interinstituțional, pentru că doar așa inițiativele noastre comune vor fi eficiente și vor avea un impact vizibil. Proiectul, până la urmă, are o finalitate pe care ideală, pe care ne-o dorim și care va fi de un absolut impact. Faptul că dacă vom învăța să lucrăm împreună, vom avea în sfârșit o voce.